Vezi ce s-a întâmplat, pe unde sunteți, da? Perechea divină, superbă, trimisă divină, să, da? Ok, acum, și ai început să-l ajuți, să o ajuți. Cum? Lămurindu-i una alta, mai înregistrând, mai eu înregistrez, tu vezi cum. Mai te întâlnești cu cineva, mai povestești, mai citești, mai înțelegi vibrațional, domino, din tine, ajunge până la urechile, sufletul, inima lui, a ei. Bun. Și încep să o ghidezi, să-l ghidezi. Înapoi în viitor ai ajuns, ai înțeles despre ce e vorba, îl trimiți, o trimiți în timpurile alea, tu nu mai ești acolo, tu nu mai ești. Tu nu poți, nu știu dacă poți să cobori, acolo e cliruit, deja vindecat, nu te mai doare inima, nu poți să cobori în relația ta cu el, relația ta cu ea, fetele, băieții, cu cine rezonează, ca să lămurești, că tu nu ai vibrațiile alea. El ia încă în vibrațiile joase, de-aia trece prin ce trece. Tu o ajuți, îl ajuți. Cum? Prin situații, da? Asociativ lucrează el și îl înveți sau ea. Cum? Să zicem, a vrut să te jăcmănească, a vrut să, cum s-a trăit, magul negru a trăit și a jăcmănit și a nenorocit femeia și a făcut ce a drept și na. Și acum vrea să pună la punct, e acolo în energiile alea când vrea să pună la punct situația, dar nu să, să nu fie cu tine. Să se întoarcă în familie, să se întoarcă la 700 de amante, amanți, fetele, băieți, cu cine rezonează, da? Și tu zici, ok, tu n-ai nicio treabă, tu începi să-l ajuți. Cum? Vibrațional, energetic, adică îi induci comportamentul de care are nevoie și nu știe că trebuie să se comporte așa. Se duce în trecut, înapoi în viitor, da? În timpurile alea tu nu mai ești acolo, dar știi cum s-au întâmplat lucrurile. Și la prima voastră întâlnire, tu n-ai înțeles de ce s-a comportat așa, pentru că înapoi în viitor ești acum, pui la punct niște lucruri. Și prima voastră întâlnire, a doua, deja alerga cu, cumpăra în casă, făcea, dregea, îți punea parchet, tu ziceai, lasă-mă, nu-mi pune, tu erai măguț în desfășurare, tu n-ai nevoie de nimic. Are căldura casa ei, are și cimentul, dacă vrei, vara e cald, ăsta, iarna e cald. Da? Iarna trage căldura din pământ, pentru că e, da? Se armonizează, se și el ia, vroiau alt confort. Tu nu înțelegeai ce tot vrea omul ăsta. Vă placeți, vă sunteți bine. Tu simțeai din partea ta, tu nu simțeai că din partea lui el n-avea treaba. A fost așa, da? Bun. Și sau a ei, fetele, băieții, cu cine rezonează. Și a venit și a început să ți ia una alta pentru că, stai să-ți spun de ce. A început să-ți facă parchet, pentru că a început să se plângă, că a făcut, înseamnă că din energia ta, ce înseamnă din energia ta a făcut și a construit în alte 7 direcții, cu amante, cu părinți, cu la fiu, s-o i-a construit, i-a schimbat uși, geamuri, pe energia ta, ce înseamnă? Din banii tăi, înțelegi? Putea magic să transmute, să ajungă, da? Tu n-aveai treabă, tu te despachetai, te durea la nebunie, chakra 2, nebuneai, nu puteai, nu înțelegeai, iar ăla venea în vizită, iar tu nu vedeai, erai cu pleazna pusă, nu înțelegeai ce, și trăgea din tine, trăgea cremenalul, da? Cremenala, fata, cremenală, dacă, cu cine rezonează, dacă nu, băiatul, cremenalul, bun. Și să facă să pună parchetul și la un moment dat îți pică fisa, acum. În trecut nu. Tot întrebai, dar de ce insiști? De ce insiști în halul ăsta? De ce? Pentru noi, zicea. Pentru care noi? Venea, pleca, dispărea. Că am job așa, că am nu știu ce, că nu zicea că are 700 de case, 800 de neveste, 4000 de copii. Știi ce zic? Ca idee energetic să înțelegi despre ce e vorba. Când te trădează cineva, pe unde e omul? În alte scenarii, în alte scrânciul. Bun. Și a venit și a început să singur să monteze parchetul. Tu știi să montezi? Nu, dar învăț. Pentru că și vorbea cu cineva la telefon și ți-a arătat ce a făcut. I-am făcut la sormea parchetul. Sormea zice la nevasta, la fosta nevastă, la actuală. E un fel de din secta pocăiților. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar să știm despre ce e vorba. Dacă vă mai prind vreodată că spuneți soră, frate, la lume care nu-i soră, frate, de sânge, vă mănânc.
Înseamnă că e vorba de o sectă, înseamnă că e vorba de niște programele care nu sunt vindecate, nu sunt ținute în lumină. Soră, frate, e doar din familie, de la mama, de la tata, punct, spațiu, da, până când se schimbă asta. Și ai și auzit la un moment dat, era la cineva și a început să spună pe gură, de fapt, ce e, cine e, copilul a cui e, de unde e, spațiu. Când pui punct la niște lucruri, faci gard în mintea ta și lumea din jur. Bun. Și m-am zis la soră mea și i-am făcut, anul trecut la soră mea s-a umflat tot parchetul în casă. Nu l-am montat. Îți dai seama, a venit la tine cu ce are, adu-ți aminte, să monteze parchet, să cumpere un frigider, să cumpere un, da, și în paralel își făcea lui, ei. Făcea la tine ca lumea, vedea că e ca lumea, învăța una alta de ce să fie ca lumea, să nu se umfle, să rămână niște spațiu după, să rămână un fel de divin, era băgat cu nasul în învață, altfel nu merge, știi? Și cu ce am mai venit? Cu un televizor, da? Televizorul, de fapt, care l-ai cumpărat tu, era în lumea aia unde cumpărai tu televizor, magic, l-a transferat, da? S-a băgat în familia ta, ți-a deranjat viața. S-a distrus familia, fostul tău, nu știu dacă mai trăiește. Mi-a scris cineva că a murit și, da? A nenorocit familia ta, da? Te-a zburat de acolo. Tu te despachetai, deja erai, adu-ți aminte, erai despachetată, erai cu chiu, cu vai, nebunie în casă, nu mai știai despre ce vor. Dar cumva ai început să înțelegi niște lucruri. Hop, țop și, da? Bun, așa, acum... ce ți-a mai adus? Mașină de spălat, că nu știu unde nu mergea, că acolo se strica, că acolo n-asculta. Repede a venit și a adus o mașină de spălat, repede. Și tu te simțeai aiurea, nu înțelegeai. Tu nu poți să-ți permiți, tu încă n-aveai nici bănuți, n-aveai nimic. Erai magul care a sărit dintr-o lume în alta, n-avea nimic. Nici să stea, nici să stea locul, nici să meargă. Cu cine rezonează? Și ai zis ok și l-ai primit în casa ta, ai primit-o în casa ta. Pe un an, doi, trei, tu credeai că pe totdeauna, că ți era drag omul, bun? Bun. Și un an, doi a stat înapoi în viitor, nu se știe câți ani a stat în casa ta. Poate că în lumea aia altă, la bloc, în paralel de aia, nu se întâmpla nimic între tine și între fostul tău, că nu mai era, tu te-ai trezit lângă alt om, da? Sub măști era acest nărod, năroadă care ți-a deranjat viața, da? Punct, spațiu. Acolo ați cumpărat multe, da? Cumva le-a făcut transfer energetic în lumea asta. Cumva până tu ai început să înțelegi, să te despachetezi, să te... Ce ți-a mai... Ți-a adus tot felul. Ai înțeles? Ai zis, ok, că n-ai de unde să-i dai, să-i plătești pentru că a făcut ce a făcut. Îi curgea în casă, prin ușă. Ușa era pusă nouă, îi curgea în casă. A venit și ți-a montat o chestie deasupra ușii, că la tine nu aveai. Ca să nu-ți curgă, să nu-i curgă acasă la ei, știi? Tu acum îl ajuți, o ajuți. Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, știi? Și înapoi în viitor a făcut aranjat, așa ți-ai proiectat tu, așa te-a dus capul să-ți proiectezi lumea ta, da? Și a fost un fel de jertfă mod, ai băgat în jertfă mod dragostea voastră, ai alchimizat una alta, întâi să ai, să dormi, să nu mori de foame, să dormi, stewardesa aia, întâi ți-a pus ție. Și acum de-abia îl ajuți, o ajuți și de-abia acum îi dai și ei să respire lui, fetele băieții, da? Și vedeți mai departe ce se întâmplă. Nu cred că se întâmplă mare lucru, dar treci mai departe și înveți. Asta se întâmplă. Înveți mai multe mai departe. Da, și ai zis, bine, vii să trăiești la mine aici, unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat, te-ai mutat, ai sărit în lumea, te-a găsit, da? S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și zici, ok, ți-a dat de înțeles că n-are unde sta, n-are unde locui, are lângă tine nu știu ce, dar trebuie construit, are acolo nu știu ce, dar da, și ți-a fost milă și ai zis, hai aici, aici unde, da. Și ai zis că încerci să achiți, să plătești pentru întreținere pentru amândoi, că ți era pleazna pusă, n-ai înțeles cât e întreținerea și ai băgat și familia ta în probleme, aia e partea a doua, da? Și copilul tău și s-a descurcat numai ea, săraca, știe cum. Cu cine trăiți, cu cine rezonează? Părinți, copii, da? Și ți-a fost de mare ajutor.
Tu n-ai idei, n-ai știut prin ce ai trecut și ai, familia, știi? Da, ți-a fost, da. Și câte s-au întâmplat și cum a fost dat peste cap și cum ai văzut. Bun. Și ai zis că faci dreci, până la urmă să se înțeleagă că era mult mai scump totul sau cumva, da, dar tu nu puteai să-ți permiți să iei, da? Și omul a insistat să facă ceva ce să nu poți să-i întorci înapoi. Că era frică dacă primește înapoi, îi se trage din energia lui. Că e acum, sare înapoi în viitor și face și drege. Înțelegi cum e? Tu nu mai ai treabă, tu ești în 2030 dacă vrei. Știi ce zic? Ca energie și ca stare divină și ca... Da? N-ai nicio treabă. Da. N-am nicio treabă. Da. N-am nicio treabă. Da. Da. Și cam asta e. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da? Da. Ai făcut cum ai putut mai bine. Altfel n-ai putut. Ai făcut alchimie. Și dacă cuiva îi place drumul tău, și a trecut prin ce ai trecut tu, da? Și e aproape la suflet ce se întâmplă și altfel n-avea cum. Și omul care se uită și te ascultă, n-avea cum altfel. Divin a fost ajutat așa. Ești ghidul perfect pentru lumea care se uită când înregistrezi sau când dai un gând bun sau un sfat. Da, da. Sfatul țării ești. Sfatul țării ești pentru lumea din jur. Bun. Și acum omul se zbate în ceea ce îți face, îți aranjează, îți, da? Are grijă și să ai și cât de cât. Dar tu nu mai ai nevoie, tu nu mai ești aici. Și înapoi în viitor nu știai cum ai ieșit din tot. Tu ți-ai descurcat, tu ai pus la bătaie relația, tu ai pus la bătaie, ghidat ai fost divin pentru că n-ajungeai la nimic. Este problemele vechi de relații, de familie, de, da? Erai pe alt drum, erai pe drumul cunoașterii, erai mag în devenire, erai, da, ai fost tot timpul mag. Eu când aud mag în devenire, nu e asta. Tot timpul ai fost mag, adu-ți aminte. Tot timpul, de când te-ai născut și în alte vieți, da. Ei, acolo ești și te distrezi și vezi mai departe dacă poți să ajuți când te mai întâlnești. Întâlnire de gradul 4. Da, și cumva... când sunt turbulențe, mai cobori în vibrații și îl vezi, o vezi în sub altă mască. Recunoști după cum se simte, să zicem, mare alergie pe față și o vezi te plimbi prin oraș, prin sat, nu știu, la servici și vezi petele de, da? De alergie care a vrut să le arunce pe tine, boala de sânge și așa mai departe și vezi omul sub o mască de babă care se plimbă și da? Sau sub masca unui, da, el tot timpul zicea grașii cu grașii, să nu văd grași, vezi un gras care e plin de, da? Sub măștele, încearcă măștele care poate nu i-au plăcut niciodată, măștele săracilor, măștele, da, tot timpul era în măști de cinemis, futadore de macio sau cum se zice, da? Vai, vorbiți, doamne, frumos, doamne, frumos, n-am zis frumos, am zis că am zis. Am zis frumos, da. Da. Și ai să vezi, ai să observi, ai și observat, da. Cam asta. Da, și toate încercările să te facă nebun, nebună, să zică cineva din... să te simți, să iasă din autobuz, să se uită la tine și să zică, asta e nebună, nebună, da. Tot e masca lui, tot e masca ei, înțelegi? Dar te descurci deja, nu ai nicio treabă. Lumea e acolo unde e. Ai văzut pe cineva, era tânăr, da? Se merge în autobuz toată lumea, un sătuc întreg sau un jumate de oraș, un troleibuz, sau, da? Și vezi un om aproape în fiecare zi, vezi? Pentru că stă cam pe lângă unde stai tu, da? Și l-ai văzut tânăr, l-ai văzut umbla la sport, la, da? Se ocupa cu nu știu ce. Și de una zi l-ai văzut, te-ai speriat, așa îmbătrânit. Deci tot s-a... două fire de păr în cap și... Da. Da. Prinzi magul, nu că a îmbătrânit omul, vai ce urât e, că așa era problemele. Ai să vezi că o să îmbătrânească, o să nu. Îl vezi cum aleargă în timp și spațiu și rezolvă. Bravo lui, bravo ei, știi?
Da, e și de o parte război magic, trebuie să vezi cum se întâmplă lucrurile, și de partea cealaltă transformările. N-are nimeni treaba ta în sată, îți dai seama, în oraș, la job. Nici nu te-a văzut nimeni, nu te-a auzit. Ai hotărât, ai fost ghidat, ghidată. S-au aranjat lucrurile așa, da? Ai pornit în tine, ține minte cum, ți-aduce aminte cum ai pornit în tine și ai plecat de la servicii. Deja erai în, practicai, deja erai în azi, în energia de azi, mag, știi ce faci, înapoi în viitor, ai plecat de la servicii, nu știu câți ani în urmă, n-ai treabă, nu se strebă, nu. Știi? Te-ai mutat în altă parte, ai intrat în practică 10 ani în urmă, în viteză. Ce e asta? Trei de spade răsturnate, da. Și le întorci lui. Sau ei, fetele, băieții, cu cine rezonează, nu văd. Da. Când era înnebunit, te înnebunea. Da? Și acum o să fie înnebunit după mintea ta, după corpul tău, după suflet. Înnebunit. Aici nu știu dacă poți să ajuți cu ceva, aici are de trecut singur prin ce are de trecut, de înțeles. Mă întreb dacă trece prin, dacă reușește. Să vedem. Turbulențe. Știi ăla, chestia aia pe care sari. Da? Turbulențe acum, intră în turbulență. Scrânciobul care ți-l făcea și tu îl simțeai așa, e în energie joase, da, îi se deschide drumul, numai că depinde de el, de ea, cum și ce o să aleagă și cum o să, da? Da, păi nu vrei rău nimănui, nu, de ce? Vezi de treaba ta. Ții și drag omul, chiar dacă ai trecut prin ce. Da. Înțelepciune ce ești tu. Da. Înțeleaptă. Înțelept ești. Înțelegi drumul înțelept. Da? Cât poți. Da, ești la zi. Polițistul care dirijează. Da. Traficul îl rezolvă. Sau majoreta în fustă scurtă care face cu batistuțele, cu stegulețele, dă voie să pornească întrecerele între mașinuțe. E învârtej cu dorințele sale, cu încercările sale, cu nu știi ce e cu el, nu știi cu ea, nu știi. Da, hai să vedem. Da, și îi se răstoarnă energiile de vibrațiile de lovers, de îndrăgostit, că era cu cineva, că te-a trădat, a plecat cu altcineva, dar fetele, băieții, cu cine rezonează ca și relație. Că a ales, nu știu, pe cine, că a făcut și acum intră în trădare mod relația aia. E distrus acum, e terminat. M-ai întrebat dacă înțelege că e pentru tine? Un fel de... Da, cred că... Da, nu știe. Nu înțelege. E senzorii toți sunt închiși. Nu înțelege ce îi se întâmplă, nu știe de ce. Că parcă a ales tot corect, a făcut corect, s-a întors în timp, ți-a aranjat ție tot, știi? Adică s-a purtat frumos, nu s-a purtat frumos. Material nu poți să-i întorci omului, energetic ai călcat cu încizme sufletul, ai zdrobit inima și vii material să-i... E ca și cum, da, după război, fascismul a hotărât să-și... păcatele să-și le da din programelul de al doilea război mondial. Haideți să vă construim câteva țări și să vă, pentru că, na,
Și omul crezi că a uitat durerea, a uitat familia care a pierdut-o și a uitat că și-a bătut joc de toată familia, nu că de, da? Magul și-a bătut joc de toată familia, nu numai de, da, de tine. Ai cheia și lui e răsturnat-o și nu are. S-a unicat corabile. A fost o încercare acum, iar, știi? Mă, încearcă, încearcă să ajungă până la tine, până la sufletelul tău. Nu. 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 Soarele lui, a ei, ești tu, ești diavol, diavoliță, nu poate să ajungă la tine, că e în jertfă mort și la judecată. Justice. Asta se întâmplă acum, vezi, mai vorbim.